foarte, foarte, foarte mulți aici. Acest guvern trebuie să plece. Acest guvern care vrea să cedeze bogățiile României, care vrea să cedeze copiii României, trebuie să plece. E timpul să dăm jos. Jos cu ei! Jos cu ei! Ne-am strâns foarte mulți. De data asta nu mai avem contramanifestație. Și strigăm cu toții. București, nu mai luați în parc. București, stă aici, în partea stânga mea. În dreapta, că vă uitați la aparatul Parlamentului. București în stânga, țara în dreapta. Nu mai luați prin parc, vă rog frumos. Și încă n-am început marșul. Veniți din toate colțurile României. Alături de noi, AUR este forța care dărâmă sistemul lor. AUR va reuși să-i dea jos. Suntem foarte, foarte mulți. Suntem peste 10.000 de oameni. Uitați voi. La unele televiziuni se spune mincinos 1.000-2.000 de oameni. Uitați-vă și voi. În toată fața Parlamentului. Țara sunteți voi, veniți, trageți casa, veniți la război. La voi, cu toți să vegheați, ore, ore, mine leagă. Așa trebuie organizat un protest. E numai început. Veniți și voi, ca să fim mai mulți decât ei. Să fie mai mulți de partea binelui decât de partea răului. Au venit și din Italia. Pentru copiii României protestăm, pentru bogății și pentru țară. AUR luptă pentru copiii României, pentru bogății și pentru România. Ne-au călcat străini, ne-au postit de găcini, ca și brazi în munte. E o vreme foarte bună. E o vreme foarte bună în București. Doamne ajută! Fiți alături de noi cu toții! Începem marșul pentru copiii României, pentru bogățiile țării,
pentru a apăra România. Sănătate, Doamne ajută! Sănătate! Doamne ajută! Să luptăm împreună! Doamne ajută! Sănătate! Plecăm? Da! Doamne ajută! Vă pup! Au venit foarte mulți oameni, peste 10.000 de români, într-o zi frumoasă, v-am zis, nu mai avem contramanifestații, ieșim toți românii, au venit și partide mai mici, toți suveraniste, împreună să unim forțele românilor. Se strânge șurubul, corect. Stați așa, așa. Se strânge șurubul pentru guvernarea satanistă. Doamne ajută! Distribuiți și voi live-ul ăsta, vă pup, doamna Gabriela. Distribuiți live-ul ăsta, adevărat am. Haideți! Haideți, mergem încolo. Doamne ajută! Sănătate, încolo, pornim. Bine ați venit, Doamne ajută! Pornim acest marș. Doamne ajută! Doamne ajută! Haideți, haideți! Hai așa, stai eu pe aici. Să trăiți, domnul Simeon. Doamne ajută! Hai! Aici, alături de toți parlamentarii AUR, vom bloca legile antinaționale care sunt pregătite la vot pentru săptămâna viitoare. Atenție PSD! Atenție PNL! Retrageți! Bine ați venit, domnul Muscă! Suntem alături de agricultorii țării! Mulțumim, suntem mulțumim, alături de românii! Adevărat! Doamne ajută! Mulțumim! Doamne ajută, mă bucur că sunteți aici! Uitați! Libertate! 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 Foarte mulți oameni! Adunați! Dați live-ul ăsta în toate grupurile din care faceți parte. Mergem încolo! Încolo mergem! Încolo se... Încolo se mergem! Plecăm încolo toată lumea! Plecăm încolo toată lumea! Încolo, mergem încolo. Plecăm încolo, în marș, la universitate, toată lumea, hai. Apoi, o luăm, merge la universitate, pe aici, hai! Suntem foarte, foarte mulți, Doamne ajută! Bogdane! Bogdan! Bogdane! Bogdane! Încolo, încolo! Universitate, încolo! Toată lumea la universitate, hai! Mamă, câtă lume! Foarte, foarte multă lume, uite! Haideți la universitate, toată lumea! Încolo, încolo să ne... În partea aia! Încolo. Încolo, toată lumea, plecăm încolo! Încolo să ne... Încolo, toată lumea la universitate, haideți! Mai vin foarte mulți alți oameni, mergem către Unirii, foarte mulți alte coloane de manifestanți. Aici, da, anunțați-i pe toți să vină în față. Sectorul 3! Mai să-i anunțați până în capăt, că se vede în față, da? Nu plecăm. Stați aici, gata! Toată lumea se întoarcă. Apărăm România. Foarte, foarte mulți oameni, o manifestație record. De data asta toți românii sunt uniți, nu mai stau divizați.
Acum trebuie să vă zic pentru ce protestăm, pentru că la televiziuni spun că noi mințim, că se răpesc copiii. Nu asta am spus. Am spus că ieșim în stradă pentru copiii României, pentru bogățiile țării și pentru a apăra România, pentru că sunt proiecte de legi. Lumea nu știe ce înseamnă, dar e PLX 47, orașe de 15 minute, PLX 143, cu guvernanța corporativă, listăm la bursă și dăm străinilor Hidroelectrica, San Romu, Rom Silva și multe alte regii autonome, 144, executorul judecătoresc, legile educației și ultima bombă dată de Iohannis, în care Black Sea Oil este scutită de impozitare, la fel ca și OMV-ul. Luptăm pentru bogățiile țării, de asta suntem în stradă, multe televiziuni vor transmite distorsionat acest mesaj și de asta este important, măcar prin canalele alternative și cele locale, să transmitem corect informația. George, ce ne-am dat seama, peste 25 de oameni sunt prezenți acum. Crezi că vor mai veni? Cât anume sunt? Peste 25 de oameni. 25.000? Da. Peste 25.000 de oameni? Nu știu să fac o estimare, știu că noi aur de fiecare dată când ieșim în stradă, ieșim într-un număr mare. Am venit 10.000 de oameni din toate județele României și din București, sunt câțiva și din diaspora. Luptăm până la capăt să oprim aceste proiecte de legi antinaționale. O să chemăm lumea și în momentul votului final și mergem către PSD și PNL să le spunem să respingă aceste proiecte de legi. Mulțumim! Fiți alături de noi, sunt foarte, foarte mulți oameni aici. Să mișcăm un pic, doar să ne mișcăm un pic. Până acolo. Vedeți că la televiziuni vor spune minciuni. La televiziuni vor spune minciuni despre mitingul nostru și de ce am ieșit noi în stradă. Așa că vă rog să transmiteți corect informația acasă. Dacă vedeți televiziuni mincinoase, închideți acele televiziuni. Putem să comunicăm și prin rețelele de socializare. Protestul nostru este pentru România, pentru copiii României, pentru bogății și pentru a apăra țara. Acesta este momentul în care marele vorbește. Distribuim și pe TikTok live-ul și fiți alături de noi să ajungă mesajul la cât mai mulți. Imaginile adevărate, nu ce prezintă fals unele televiziuni. Peste 10.000 de oameni în marș. Aici în fața Parlamentului vom merge către sediile PSD și PNL să retragă proiectele de legi antinaționale. Și nu-i mai lăsați pe unii și pe alții să ne dezbine. Libertate! Doar uniți putem reuși. Hai până acolo, până la sfârșit. Foarte, foarte mulți oameni. Așa e când suntem uniți. Mergem în spatele bannerului, oriunde.
Două cuvinte pentru județul Brașov, George, te rog. George. George, te rog, două cuvinte. Hai mai târziu. Ce veni, vorbim mai târziu. Unirea face puterea. Cei de acasă care nu ați putut veni la acest marș, vă rugăm distribuiți fiecare în grupurile voastre. E timpul și la vot să mergem și să ne organizăm, să fim peste 50%. Dacă nu e nociv proiectul ăla de lege, să-l respingă. Să-l respingă. O să încerce mulți să ne denigreze. O să încerce să ne elimine, să ne confecționeze dosare penale, pentru că suntem singurii care ne opunem regimului Iohannis, PSD, PNL, UDMR. O să încerce inclusiv să ne elimine fizic, pentru că suntem singura forță care poate apăra România. Să fiți alături de noi. Încă o dată, pentru copiii României, pentru bogățiile țării și pentru a apăra România, pentru copiii României, pentru bogății. De asta suntem în stradă. Nu ne vindem țara, ăsta a fost mesajul prin care am început acest protest și unii au spus, a, e fosta securitate. Nu, nu e nici fosta securitate. Opriți vuvuzele! Opriți vuvuzele! Haide! Toată lumea! Toată lumea! PNL este o mizerie! 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 Dacă nu avem Facebook-ul să comunicăm direct, dacă nu avem rețelele de socializare, eram deja arestați și acuzați de crime inventate. Vor încerca și pe viitor să facă lucrul ăsta.
Așa că țineți aproape că suntem ultima speranță a românilor. Doamne ajută! Veniți alături de noi, nu doar în stradă, în fiecare consiliu local și consiliu județean din țara asta. Am tot lăsat pe unii și pe alții să ne conducă. Au ieșit toți românii, cum scrie aici Geta Darie, în comentariu. Au ieșit foarte, foarte mulți oameni. Data trecută știți că pe 2 octombrie am avut contramanifestație. Acum e liniște. Sunt foarte mulți oameni pe străzile Bucureștiului, ne puteți ieși în față să-i vedeți, să vedeți coloana la Unirii Universitate Romană Victoriei, mergem la sediile partidelor. Cristina! Aceea miserie! Aceea miserie! Aceea miserie! Aceea miserie! Aceea miserie!
Hai! Hai, hai, hai să mergem! Hai! Unitate națională! Dar hai mai repede că... Atenție să nu vă loviți! O să vă arăt cât de mult suntem, cât de mare e coloana. Uitați! Începe de aici. Și continuă. Unii mai sunt încă la Parlament. Sănătate, Doamne ajută! Hai să mă urc și eu pe asta, ține tu asta aici, încolo, așa. Ține-i scară! Ține-i scară, Sandu! Da, ce? A venit și gelul, Vișan. Foarte bine. Hai, mergeți. Sănătate! Pentru copiii României! Probabil, nu acum, probabil e cea mai mare manifestație din ultimii ani. Uitați-vă și voi cât de întinsă este coloana de protestatari și merge mult, mult încolo. Uitați! Până încolo, departe. Asta ca să înțelegeți că sunt mult peste 10.000 de oameni aici la această manifestație. Sănătate! Unirea face puterea, doar împreună, o să alerg acum un pic, doar împreună putem schimba sistemul ăsta care ne spune să nu ieșim în stradă, să nu protestăm. Sănătate! Uite că ieșim, iar PSD-ul și PNL-ul după manifestația asta, maraton de astăzi, este obligat să retragă proiecte de legi antinaționale pe care le-au depus. Nu pot acum. Ți-am zis că nu pot acum. Thank you.
Cât de mult tare! Să trăiască, George! Libertate! 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 Darius! Darius! Toată lumea în spatele Bannerului. Și pe TikTok, live-ul ăsta, să vadă toți care nu sunt, că unirea face puterea. Doar uniți suntem puternici. Uitați să vă arăt coloana. Uitați cât de mulți! Uitați cât de mulți oameni! Jos labele de pe bogățiile României. Vom intra acum. Intrăm spre Piața Unirii. O să opresc. O să... Vă rog să ne continuați, să continuați să ne urmăriți pe pagina AUR și pe pagina de TikTok. George Simion oficial e pagina de TikTok. Oprim. Da, da. Oprim aici, continuăm că avem live și pe TikTok. E cea mai mare manifestație din ultima vreme. Mai continuăm să intrăm live și pe pagina de Facebook, urmăriți-o. Dacă nu sunteți aici în București, dacă sunteți în București, veniți Universitatea Romană Victoriei să vă alăturați nouă. Veniți alături de noi. Până mai sus. Veniți alături de noi. Dacă nu oprim legile astea, România va fi vândută pe veci.
Opresc acum live-ul pe Facebook și intru pe TikTok. Ne îndreptăm către Piața Victoriei și către sediile partidelor. Unirea face puterea, e cea mai mare manifestație populară din ultimii ani. Unirea face puterea. Veniți alături de noi, veniți alături de aur. Aur pentru România!